Hello tuturor și bun găsit înapoi la show! Haideți să vorbim despre costurile de servisare pentru noile modele EcoG de la Dacia, pentru că știu că ăsta este un subiect ce vă interesează și știu că s-a creat panică cum că ar costa nerezonabil de mult aceste revizii, ceea ce este o minciună sfruntată și vom vorbi imediat mai multe despre chestia asta. Deci, am făcut un video anterior în care am zis opinia mea în legătură cu sistemele EcoG de la Dacia și de ce eu cred personal că merită să vă luați așa ceva, fie doar și pentru simplu fapt că acestea venite din fabrică, ai una la mână, ai calitatea producătorului montate din fabrică, nu la cărpaciut din colț de bloc. Ai niște sisteme GPL, ce am uitat să le menționez, de ultimă generație, deci rezervorul este Staco și sistemul propriu-zis de alimentare este la Direzo, ce sunt lideri cu mai bine de 60 de ani de experiență în domeniu, sunt lideri de piață. Așa că nu aveți cum să dați grijă în opinia mea, plus că îți montează direct în fabrică instalația. Și credeți-mă că ați pune o instalație de GPL nu este chiar atât de simplu sau lipsit de riscuri cum v-ați gândi la prima vedere, astfel încât să nu ai grețuri cu ea să-ți monteze aftermarket. Pentru că montarea unei instalații de GPL în primul rând înseamnă o groază de găuri date în caroserie. Și astea, bineînțeles, dacă nu sunt tratate corespunzător, riști rugină și după aia dai vina pe Dacia că ruginește și că-s proaste. Doi la mână, anumite tipuri de montare pentru GPL sunt trebuie montate cu injectoare suplimentare. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să îți găurească, să-ți dea niște găuri suplimentare în galeria de admisie. Și eu n-aș risca să fiu în locul vostru, să risc să-mi dricuie mașina nou-nouță, ducând-o la neagianii din colțul cartierului să monteze GPL-ul. Mai ales că poți face acest lucru lipsit de orice fel de griji, cu expertiza celor de la Dacia Renault, direct din fabrică, comandându-ți o mașină nouă. Unde nu mai pui că și prețul de achiziție pentru un EcoG este de doar 300 de euro în plus față de modelul standard. Unde prețul mediu al unei astfel de instalații, dacă ți-o pui aftermarket, este de 500 de euro. Deci este mai ieftin să-ți iei din fabrică. Dar totuși, cum stăm cu reviziile și cu costurile lor? Ei bine, haideți să încercăm să răspundem aceste întrebări, pentru că mai întâi un mic disclaimer, vă zic sincer, n-am avut niciodată o mașină pe GPL până în momentul ăsta. Așa că nu știu exact ce înseamnă consumabile și costuri de revizie și de servisare, mă rog, ale acestora, dar sunt dispus să învăț. Și am avut norocul ca un subscriber chiar să-mi răspundă acestor întrebări într-un mod, zic eu, destul de pertinent. Plus, desigur, am căutat și în alte surse informații și tot ce am găsit veți avea disponibil în secțiunea de descriere link-uri să vă duceți să le vedeți și voi, pentru că eu sunt transparent și pentru tot ceea ce zic îmi place să dovedesc clar de unde am informațiile, nu să arunc vorbe în vânt și să creez panică cum fac alții, spre rușinea lor. Bun. Deci, în primul rând, ce înseamnă dacă ai EcoG ca costuri de servisare suplimentare? Dacă ne uităm pe pagina media a grupului Renault, avem un articol al producătorului, în esență, da? Unde spune cam așa, că nu există niciun fel de diferențe de niciun fel de natură, nici în materie de costuri, nici de servisare, nici de garanție între vehiculele EcoG și vehiculele non-EcoG. Asta ce înseamnă? Înseamnă în primul rând că vei avea costuri de servisare comparabile. Desigur, în cazul EcoG-ului va trebui să mai schimbi niște consumabile în plus, două filtre și două garnituri, am înțeles, dar astea sunt destul de ieftine. Și de asemenea vei avea aceeași garanție, deci 3 ani sau 100.000 de kilometri în standard. Presupun că vei avea și posibilitatea de a-ți extinde această garanție la 5 ani de zile dacă dorești să faci acest lucru. Și intervalele de servisare și costurile lor vor fi identice. Adică 30.000 sau 2 ani și cu o inspecție anuală. Este atât de simplu. Direct din partea producătorului aveți răspunsul.
În plus, a intervenit un subscriber în comenturile videoului anterior despre EcoG și a prezentat niște informații deosebit de pertinente pe care vreau să vi le arăt și vouă. Tipul spune în felul următor și pare să fie destul de bine informat, că pentru o mașină EcoG ai următoarele costuri de servisare per total, deci asta includ și costurile normale de servisare pentru orice vehicul, da? Deci, ai așa, ai manopera în primul rând, desigur, ai înlocuirea filtrului de habitaclu, filtrului de ulei, filtrului de aer, uleiul propriu-zis, ce te-ar duce undeva la 700 de lei în service, da? În service la Dacia. Astea sunt prețuri aferente oricărui alt vehicul, nu țin neapărat de pe un vehicul GPL. În cazul vehiculului GPL, la acest preț total de 700 de lei care le estimează el, s-ar mai adăuga și costurile aferente pieselor ce trebuie înlocuite ca parte a servisării anuale pentru GPL. Și el ia ca exemplu aici cele mai grave cazuri. Deci dacă cei din service ar practica cele mai mari prețuri pentru aceste piese posibile pe piață la ora actuală. Da? Și spune cam așa. Deci, conform catalogului, filtrele de fază gazoasă și de fază lichidă sunt 100 de lei bucata maxim. Asta înseamnă că te-ar duce la un preț total pentru acestea, desigur, de 200 de lei. În plus, garniturile trebuie schimbate, două garnituri, fiecare dintre ele costă 5 lei, deci în total ar veni 10 lei. Deci asta înseamnă că pentru o revizie totală la cel mai mare preț posibil pe piață, dacă ar fi să-l plătești, pentru un Logan sau un Sandero EcoG, ar fi o dată revizia propriu-zisă 700 de lei, a doua oară 200 de lei prețul filtrelor și încă 10 lei prețul garniturilor. Asta înseamnă că în total te-ar scoate la 910 lei, estimativ. Hai să zicem 1000 de lei. Să fie o sumă rotundă. Desigur, realitatea este alta. De fapt, filtrele pe piață costă cam 10 sau 20 de lei bucata, sensibil mai ieftin decât prețul maxim absolut, și garniturile cam 1 sau 3 lei. Și cum au zis și cei de la oficialii grupului Renault, desigur, manopera intră la în prețul normal de revizie, nu e cu nimic diferită față de un alt autovehicul normal fără EcoG. Deci singurele piese care ar trebui să le plătești suplimentar sunt filtrele pentru GPL. În esență ar trebui de fapt să ai două filtre și două garnituri de ce intră la consumabile în plus față de un vehicul normal. Este atât de simplu. Și la 10 ani am înțeles că trebuie schimba rezervorul, ceea ce un rezervor Stanco costă cam 500 de lei, am înțeles, mediu, da? Se pare că aceste informații sunt confirmate și din partea utilizatorilor, pentru că cel mai simplu este, ca să-ți dai seama cât te va costa și dacă sunt corecte informațiile ce le-ai primit, este să verifici cu cineva care chiar are mașina și a făcut revizia la ea, da? Este atât de simplu. Și am găsit pe forumul Softpedia, de exemplu, acest răspuns. Tipul respectiv dă 90 de lei la revizie. Pentru două filtre, pentru calibrare și pentru resetarea sistemului, a softului. Alt proprietar chiar de mașină de genul ăsta spune așa, că venea cu pentru Loganul lui cu piesele în traistă, că găsea în alte părți mai ieftin, și îi luau doar manopera, gen 100-150 de roni. Piesele lor le estimează el că ar fi fost cam 400 de roni. Desigur, aceste prețuri pot varia destul de mult. Ce fel de revizie faci? Dacă faci revizia de 30.000, de 60.000, ce implică conform caietului de revizie, de sarcini, chestiile astea, dacă trebuie să-ți schimbe și injectoarele de gaz, spre exemplu, bineînțeles că astea vor costa mai mult, dar nu e ca și cum le schimbi tot timpul și din câte am înțeles, cam astea ar fi consumabilele, deci n-am văzut pe nimeni să zică sau aproape pe nimeni să menționeze chestia că schimbat injectoare sau chestia, astea nu intră la consumabile, da? Decât dacă se întâmplă ceva. În general schimb filtrele, are două filtre și două garnituri în plus. Asta e tot. Acum că am lămurit, sper, problema asta cu costurile, vreau să adresez și a doua problemă ce mă stresează și anume faptul că circul acest zvon nemernic
cu o revizie la Dacia pentru EcoGR costa 1600 de roni și că nu-ți poți servisa mașina la servisurile de stradă, de butic, de GPL, pentru că au pus nu știu ce cablaje și șuruburi și nu știu ce ca să-i faulteze pe bieții oameni care încearcă și ei să mănânce o pâine aftermarket, să-ți serviseze mașina după aia. În primul rând, la prețurile astea, eu zic că ar fi o idee bună totuși să o servisez la Dacia, pentru că ai expertiza producătorului. Cei de la Dacia montează rezervoare și tubulatură Staco pe modelele lor și injectoarele și toate celelalte chestii sunt de la Landirenzo Group. Acești producători sunt lideri în acest domeniu în momentul ăsta și au experiență de vreo 50 de ani. Așa că nu, Dacia nu montează instalații proaste din fabrică. Montează cele mai bune instalații posibile. Unde nu mai pui că sunt perfect integrate în instrumentarul de bord și în softul mașinii, spre deosebire de o instalație aftermarket ce îți dă niște găuri în bord să îți monteze becurile alea și butonul și nu știu ce, da? Toate astea, la Dacia, dacă ții sistemul lor, ai integrat în calculatorul de bord toate informațiile pertinente, cum ați văzut și voi, cu consum, cu autonomie, cu tot ce vreți voi, cu indicatorul de GPL ce îl înlocuiește pe cel de benzină în cazul în care treci pe GPL, foarte frumos integrat, foarte elegant, da? Deci este altă viață. Zici pe drept cuvânt că este a mașinii sistemul, nu stai cu butelia fâsăitoare în portbagaj să-ți ocupe spațiu, da? Dar există chestia asta, zvonul ăsta costă incredibil de mult la Dacia revizie pentru sistemul lor, 1600 de ron, nu știu ce. Nu! Astea sunt minciuni nefondate. Uitați-vă și voi la mizeria asta de articol ce am găsit, desigur. Marea păcăleală Dacia Logan EcoG să coste 1500 de lei revizia în plus. Da. Sunt 3 cuvinte, 9 rânduri. Totul este nonsensic, nu dovedesc nimic pentru nimeni ce scriu ei aici. În schimb, mie mi-au dovedit un singur lucru, că acest articol de fapt este o reclamă ascunsă la sistemul lor propriu, găsit aftermarket, Tomasetto Stag. Da? Că uitați și voi, integrat în articol, zice, de partea cealaltă, dat fiindcă Dacia e o mizerie scumpă, de partea cealaltă, montatorii de GPL de la colți de bloc folosesc Tomasetto Stag și spun că o revizie costă doar 100 de lei cu TVA și montaj inclus. Deci este atât de transparent că nici măcar nu este amuzant articolul ăsta. Este clar o măgărie. Este o potlogărie, o mahala de ultima speță menită clar intenționată să denigreze calitatea muncii și seriozitatea echipamentului original pus pe aceste mașini din fabrică de către cei de la Dacia, astfel încât să te influențeze cumva să cumperi produsele lor aftermarket. Și este logic să fie așa, pentru că în primul rând cei din spatele acestor inițiative sunt niște bișnițari de ultima speță și în al doilea rând văd cum chestia asta riscă să le ia cașcavalul de la gură, pentru că într-adevăr am înțeles că sistemele astea de la Dacia nu pot fi servisate în orice ghenă de colț de bloc, pentru că softul, ca să fie probabil integrat cu softul mașinii, este nu poate fi programat sau reprogramat sau retunat, mă rog, atât de ușor cum e în cazul buteliilor puse aftermarket, da? Așa că, chiar conform oamenilor în domeniu, nu mai pot servisa modelele astea noi. Și le e frică de chestia asta. Pentru că dacă nu mai vii la ei să ți le serviseze, dau faliment, nu mai au bani, da? Nu mai pot face un profit. Este logic pentru ce ar fi interesați instalatorii aftermarket de astfel de sisteme să recurgă la astfel de mahala, astfel încât să încerce să denigreze imaginea Daciei. Se simt amenințați, mai pe scurt. Și așa știu ei să reacționeze. Oferă produse de calitate, oferă la niște prețuri de instalare mai mici decât ale lor, deci 300 de euro instalarea în loc de 500, cât e media pentru aftermarket. E clar motivația, e clar. Ba chiar sunt atât de nerușinați încât în cadrul acestui articol dau și nici nu se... Nici nu... Ce?
ce site ăsta, What Truck WordPress, nici măcar nu se sfiesc să dea telefonul, hotline. Vreți să vă montăm astăzi, mâine, dați-ne telefon, că ați citit deja de la noi, sigur suntem de încredere, dar fiindcă ne face și reclamă produselor noastre în același articol, da? Sigur suntem de încredere. Sunați la noi, lăsați-i pe proștia de la Dacia, că nu știu ce fac, luați sistemele noastre stag, că aia folosesc sisteme proaste, nu sunt decât lideri în domeniu, cu experiență de 50 de ani, sistemele pe care le folosesc ei. Cine? Ce să mai vorbim, da? Deci asta este motivația. Este foarte simplu, pentru că după ce înțeleg oamenii care sunt avantajele în a-ți lua mașinile astea cu sisteme din fabrică, sunt sigur chiar și cei ce le vor folosi ca taxi, de exemplu, vor opta pentru sisteme din fabrică. Și atunci, ce se fac ăștia de la colț de bloc cu buteliile lor, dat fiindcă nu le va mai cumpăra nimeni și nici măcar nu au posibilitatea să resofteze mașina? Repet, asta este de fapt problema, conform accepțiunii celor de la ce se ocupă de chestia asta, de instalații aftermarket. Nu poți softa, nu e că schimbă Dacia, cum am văzut că zicea cineva, piese sau piulițe, saboteze pe săracii mecanici aftermarket că nu pot să-ți serviseze. Nu, instalațiile sunt cunoscute și sunt pe piață și sunt identice cu orice altă instalație. Ideea e cum e integrat softul lor în softul mașinii, probabil creează probleme și nu mai pot, cel puțin o parte din cei, din micii buteliari de colți de stradă, să-ți resofteze și să-ți ce trebuie să facă ei acolo cu softul, că nu știu, că nu sunt specialist în domeniu, ca parte a servisării periodice. Da? Deci este clar de unde vin aceste zvonuri, dar sunt numai zvonuri, sunt nejustificate și sunt nefondate sub niciun fel de formă și n-ar trebui să le dați atenție. Iar așa zis și membrii ai presei auto, ce sunt de fapt niște mahalagii de ultima speță și care vehiculează chestiile astea doar ca să creeze panică și să denigreze imaginea Daciei și să facă mahala și astfel să-și atragă view-uri pe YouTube, cum fac cei de la atelierul de detailing, spre exemplu, da? Asta, bineînțeles, că înseamnă că sunt ultimul ciuruc de oameni și sunt scârbit de faptul că genul acesta de oameni au așa o priză la noi cu publicul. Și întotdeauna, asta este ce vreau să vă sfătuiesc, întotdeauna verificați tot ce auziți. Nu auziți nimic pe cuvânt. Să nu credeți. Să cereți să vă fie demonstrat cu probe solide, așa cum fac eu, da? Pentru că sunt mulți oameni interesați și mulți oameni lipsiți de scrupule și meschini pe lumea asta ce vor să vă fraierească doar ca să încerce să obțină niște avantaje. Cum ar fi, de exemplu, să vii să-ți pui butelia la ei sau să le faci view-uri pe YouTube. Este atât de simplu. Și asta vine chiar de la botul calului. A venit cu genul acesta de mâncătorie de rahat, chiar în clipul anterior, unul din tipii de la atelierul de detailing, în secțiunea de comenturi și și-a mâncat rahatul. Este atât de simplu. Bun. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că acest vid v-a fost informativ și util și v-a calmat neliniștile. Vă aștept cu feedback-ul vostru în secțiunea de comentarii de mai jos și, bineînțeles, ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja pentru a fi la curent cu cele mai recente newsuri ale acestui canal. Și puteți da dislike dacă am greșit cu ceva, ar fi un barometru bun pentru mine. Și asta este. Să aveți o zi superbă, vă doresc și numai bine. Bye, bye!